Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva organizează și în acest an, cu prilejul Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii, festivitatea de premiere a câștigătorilor concursurilor Dacă aș fi scriitor și Dacă aș fi ilustrator, ediția a 12-a. Decernarea premiilor va avea loc în ziua de 31 martie, ora 10, în sala mare a Teatrului de Artă din Deva. Concursul Dacă aș fi scriitor este pregătit din timp împreună cu elevii claselor 1-4 coordonați de învățătorilor. Concret, cu câteva luni înainte, cadrele didactice primesc titlurile unor povești cunoscute copiilor din literatura română și universală. Elevii sunt invitați să le recitească, să se transpună în universul acestora și apoi, cu imaginație și talent, să rescrie aceste povești, să creeze propria lor variantă, propria lor așteptare în legătură cu firul epic și faptele eroilor. Toate poveștile sunt trimise la bibliotecă, unde un juriu format din bibliotecari citește toate aceste creații ale copiilor. Cu acest prilej se organizează și concursul Dacă aș fi ilustrator, care se adresează tot micilor cititori, invitați să-și valorifice talentul grafic, artistic și să creeze o copertă de carte cu titlul uneia dintre poveștile selecționate pentru a fi rescrise. Lucrările prezentate trebuie să fie originale, atractive, să pună în valoare imaginația, talentul artistic și bunul gust al copiilor. Festivitatea de premiere se va încheia și în acest an cu parada costumelor inspirate de personajele din poveștile aflate în concurs și cu decernarea de diplome și premii din partea juriului.